Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat joi, în aula Liceului Teoretic Philadelphia, această festivitate de premiere dedicată elevilor care au luat cu 10 evaluarea națională sau bacalaureatul. Acești elevi au primit, cu această ocazie, stimulente financiare din partea Ministerului Educației, după ce guvernul a stabilit recompensarea financiară a elevilor cu media 10 la examenele naționale. În județul Suceava, anul acesta, 22 de elevi au obținut 10 pe linie la evaluarea națională și au încasat câte 1000 de lei și 19 la bacalaureat și au primit câte 3000 de lei. Vă felicit și vă urez drum bun în viață. Viitorul va aparține. Și să nu uitați un singur lucru. Oriunde veți merge, oriunde veți călători, educația este singurul lucru ce nu vi-l poate lua nimeni. Promovarea, recunoașterea și aprecierea acestor absolvenți este realizată. Pe de o parte ați auzit de Ministerul Educației, pe de altă parte de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Prin proiectul care l-a depus, Călătorie către succes, finanțat de Consiliul Județean, unde am adus și noi câteva distincții, o să vedeți, câteva diplome, câteva trofee pentru absolvenții noștri de nota 10. În cadrul acestui proiect a fost organizat și un concurs, o poveste de succes, rezultând broșura Călătorie spre succes sau către succes, ediția a doua. Povești care vor fi evidențiate și premiate astăzi în cadrul calei. Noi am selectat gânduri frumoase, valoroase, dintre cei 41 de premianți astăzi în această gala performanței. Copleșiți de emoții, câțiva dintre elevi au transmis câte un gând de mulțumire și recunoștință. Țin să le mulțumesc tuturor care au luat parte, celor care au luat parte la formarea mea, părinților și profesorilor, cu acest lucru. Concepția personală pe care o am asupra vieții o datoresc familiei și școlii. Am avut onoarea de a întâlni pe domnii profesori și pe doamna învățătoare, care va țin să le spun că îi iubesc, că îi respect și că îi admir. Până la urmă, ceea ce nu ne poate lua nimeni este cunoașterea. Învățarea este un proces singular, dar este mai plăcută când ai un prieten alături. Vreau să mulțumesc și părinților și profesorilor, cum au susținut și au fost alături de mine și nu mă gândeam că o să ajung aici. Și mulțumesc și familiei și colegilor care m-au susținut și m-au încurajat mereu. Vreau să le mulțumesc profesorilor care m-au ajutat să obțin acest rezultat, părinților care m-au susținut, prietenii pe care mi-a făcut în parcursul liceului. La nivel național, anul acesta sunt peste 1200 de elevi de 10 la examenele naționale, care primesc stimulente financiare pentru această performanță.